O femeie a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un salon de înfrumusețare din Arizona. Șoferița, în vârstă de 90 de ani, nu a fost grav rănită și nici cei care se aflau în incinta salonului, cu toate că mașina a trecut foarte aproape de unul dintre clienți. Proprietarul salonului a declarat că reparațiile vor dura cel mai probabil câteva luni de zile și caută acum fonduri online pentru a repara ceea ce a fost stricat în urma acestui incident.